Vedem că există deci o corelație între densitatea antreprenoriatului și nivelul de bogăție pe cap de locuitor. Și atunci, preocuparea mea ca economist a fost să văd în ce măsură un alt canal de educație economică și antreprenorială la care au acces cei mai mulți dintre concetățenii noștri, literatura, în ce măsură ea este mai degrabă un vector de promovare a educației economice și antreprenoriale sau, dimpotrivă, un vector de promovare a unei educații antieconomice sau antreprenoriale, dacă pot să zic așa. Nu m-am bazat doar pe amintirile mele din perioada copilăriei, mă rog, de la școala generală și de la liceu, am încercat să mi le reîmprospătez, consultând și nu numai literatura școlară, încercând să umblu cu, să caut cu lumânarea, inclusiv istorii ale literaturii a lui Călinescu și ale lui Manolescu. Am uitat la acestea două. Și sunt în situația deosebit de neplăcută de a vorbi despre ceva ce nu există. Despre când trebuie să vorbesc despre antreprenoriat, sau aproape că nu există. Antreprenoriatul în literatura română este sublim, dar lipsește cu desăvârșire, sau aproape cu desăvârșire. Sunt câteva elemente care tratează fenomene economice. Avem reflectate comportamente de tip antreprenorial. Dar dacă ne uităm, vedem că antreprenorul, întreprinzătorul în literatura română este mai degrabă un personaj negativ. Cine este întreprinzătorul în lumea satului? Este arendașul, este comerciantul. Cine este întreprinzătorul la oraș? Este de regulă un nuvoriș, este un străin, dacă nu chiar un criminal. Cum să se identifice un elev de la școala generală sau de la liceu, care dintre ei își imagina sau și-ar fi dorit să fie în viață un ghiță sau un lică să mă dău sau alții asemenea, un Tănase Scatiu și așa mai departe. În antiteză cu întreprinzătorul ticălos, nu este un întreprinzător corect, cinstit, imaginativ, inovativ și așa mai departe. În antiteză este însă țăranul, victimă, mereu victimă a arendașului sau a comerciantului incorrect, speculantului, eventual ar putea să fie boierul național, iarăși trebuie să fie un boier național, de viță veche. Opoziția este deci practic un sistem capitalist, dacă putem să-i spunem așa, cu un sistem feudal ușor ameliorat, un sistem feudal îmbunătățit, un feudalism democratic, ca să zic așa. Satul este pur, satul este național și se opune, este natural, este firesc și îi se opune orașul care este corupt, cosmopolit și degenerat. Dați-mi voie să citez o poezie pe care o cunoaștem, De ce m-ați dus de lângă voi, de ce m-ați dus de acasă, să fi rămas fecior la plug, să fi rămas la coasă. Cam asta este mesajul, nu numai în literatura din Ardeal, este mesajul unei viziuni paseiste, unei viziuni idilice despre viața, la ce înseamnă viața la țară, zic eu, viziuni incorrecte dacă stăm să ne uităm la niște indicatori foarte simple, simpli cum ar fi speranța de viață la naștere în acea perioadă. Am reușit totuși să găsesc două, trei elemente care s-ar înscrie în această căutare a mea, o viziune pozitivă a antreprenoriatului, un mesaj optimist al educației economice. Este vorba de novela Popa Tanda, a lui Ioan Slavici și, dacă avem timp să discutăm câte ceva despre ea, despre poezia Vara la țară de George Topârceanu. Ce găsim în această novelă?
I-am, în caz că nu ne aducem aminte despre ce e vorba, am încercat să fac un rezumat de mărimea unui tweet, da? 140 de semne, dați-mi voie să-l citesc. Spoiler alert, sat transilvan sărac din secolul XIX, două puncte, eforturile antreprenoriale ale părintelui Trandafir sunt urmate de săteni care devin astfel mai înstăriți. Deci, dacă este să rezumăm novela în 140 de semne, cam asta ar fi. Eu am încercat să văd câte din elementele, din conținuturile, din ordinul Ministerului Educației, ce anume trebuie să învețe copiii la economie, pot fi găsite în această novelă. Vreau să vă spun, le găsim aproape pe toate, ilustrate, consumatorul, comportamentul rațional, nevoi și resurse, cererea, tot găsim acolo. Vedem cum părintele Trandafir ajunge într-un loc în care oamenii sunt săraci, ei sunt leneși. De ce sunt leneși? Pentru că există un fel de path dependence, au încercat mai de mult, nu le-a ieșit, asta e, au renunțat. Și el încearcă, așa ca un fel de despot luminat, ca o planificare centralizată, cum ar zice Mises sau Hayek, de sus în jos să-i organizeze, mai cu vorbă bună, mai cu predica, efectul este nul sau chiar contraproductiv. Exact cum ziceau cei doi autori. Planificarea centralizată a părintelui Trandafir nu merge și la fel, tot cu reverberații hayekiene, vedem cum părintele Trandafir are succes în momentul în care el își urmărește interesul individual, încearcă să-și amelioreze în primul rând propria gospodărie, identificând niște resurse, inventând, descoperind niște resurse, niște pipirig, niște salce, niște nuielușe, și cum încetul cu încetul ajunge să se integreze din satul orientat către autoconsum, în marea societate, în piața largă, merge la oraș și conectarea aceasta la piață permite o creștere a productivității, în primul rând a lui, o ameliorare a vieții și a nivelului lui de trai, după care regulile acelea bune despre care vorbeam la început ajung să fie copiate, deci prin puterea exemplului personal, oamenii merg la mai bine, oamenii caută mai binele și încearcă și sătenii să își amelioreze soarta, fiecare după priceperea sa. Novela se încheie arătând succesul acestei tranziții de la o economie închisă, o economie orientată către autoconsum, spre o economie deschisă, o economie de piață, cu generații care au urcat pe scara socială, cu bunuri publice oferite la nivel de sat, școala, biserica sunt cele mai frumoase clădiri din sat, toate clădirile sunt frumoase, există investiții în infrastructură, este un drum care este făcut prin munca sătenilor și așa mai departe. Deci, putem să folosim această novelă efectiv ca și un manual de economie alternativ, putem găsi exemple în absolut orice concept economic am dori să-l remarcăm, lucru care nu i-a scăpat nici lui Călinescu, deci nu revendic eu faptul că sunt primul care observă această dominantă economică. Am mai amintit și o poezie, Vara la țară. Ei, această poezie este și mai interesantă, poate, din perspectiva noastră de aici. Și anume, contrastul între un simplu exemplu, un exemplu rarisim, am mai putea aminti vreo câteva lucrări care s-ar scrie în viziunea asta mai pozitivă a antreprenoriatului, dar sunt la mare distanță de Popatanda, este lucrarea lui, poezia lui George Topoceanu și este interesant pentru că ea se voiește de la bun început o parodie a unei alte poezii,
care se cheamă Tot vara la țară, scrisă în tema și în viziunea dominantă din literatura română. Dați-mi voie să citez o strofă din poezia lui Alexandru de Părățeanu, scrisă în 1861, Locuința mea de vară e la țară, acolo eu voi să mor, ca un fluture pe floare, dea de soare, de parfum și de amor. Topârceanu inversează complet, păstrând stilul, inversează complet perspectiva. Locuința mea de vară e la țară, acolo era să mor, de urât și de întristare, bea de soare și pârlit îngrozitor. Deci, practic, recunoaștem în aceste două strofe viziunea dominantă în literatura română și un fel de Minority Report, dacă îmi dați voie să fac această referință cinematografică sau politică, o excepție în literatura română, una din puținele excepții. Mai pot să, dacă mai este timp, mai pot să mai adaug o strofă. Alexandru de Părățeanu zice la un moment dat, dați-mi Valea Verde unde pierde omul negrele gândiri, unde-ți uiți de infamia și sclavia auritelor zidiri, subînțeles zidurile orașului. George Topârceanu este în totală opoziție, meargă pictorii la țară ca să piară de căldură și de praf, mie dați-mi străzi pavate, măturate, dați-mi cinematograf. Dacă este să alegem un imn al capitalismului românesc, un mesaj de progres și un îndemn la progres, ar fi tocmai acesta. Și cei care sunt de vârsta mea au recunoscut poezia lui Topârceanu din versurile lui Mircea Baniciu. Mircea Baniciu, care a lansat această melodie, a pus pe versuri poezia lui Topârceanu, în 1986, pe celebrul album Galben. Album Galben, care trebuia să se cheme Tristeți Provinciale, și cum n-aveam voie să fim triști în perioada comunistă, s-a tăiat jos, cenzura a tăiat jos titlul și a rămas un album fără titlu. Deci avem în această poezie și devenită ulterior un cântec, o baladă cunoscută de foarte mulți români, avem și viziunea optimistă și mesajul de accelerare a acestei tranziții și un trecut cu referiri la perioada comunistă. Aș dori să închei menționând faptul că tot ce am spus eu aici este un diagnostic. Nu vreau să fie interpretată această constatare ca un fel de tezele din iulie, iarăși cei de vârsta mea își vor aduce aminte de ce au însemnat ele pentru România, a fost sfârșitul iluziei deschiderii regimului comunist, în 1971 s-a terminat. Deci mesajul nu este unul de orientare a literaturii către o prezentare a antreprenoriatului în conformitate cu teoria economică, ci, da, scriitorii să-și păstreze libertatea de creație, este mai mult un mesaj pentru economiști. Avem mai mult de lucru, tocmai pentru că viziunea dominantă în literatură este una care merge mai degrabă împotriva ceea ce credem noi că am descoperit în știința noastră. Avem de lucru, lucrăm de un sfert de mileniu, cu rezultate moderate, ne pregătim pentru încă un sfert de mileniu, sper să fim mai eficienți de acum încolo. Vă mulțumesc!